Bună ziua, dragi prieteni, dragi prieteni de aici, în sală, și dragi prieteni din diaspora. Suntem onorați să fim alături de dumneavoastră și să vedem atâția membri din diaspora cu noi astăzi. Este un eveniment special pentru că astăzi lansăm strategia pentru diaspora a platformei ta. Aș vrea să spun că platforma ta este cea care s-a luptat întotdeauna pentru diaspora, este cea care este alături de diaspora. După cum știți, o să vă povestim mai multe, dar am fost timp de 10 zile și am fost alături de diaspora și această strategie pe care am creat-o, am creat-o împreună cu diaspora. Și vreau să salut prezența în sală a președintelui platformei la domnul Andrei Năstase, care o să ne vorbească un pic mai târziu. De asemenea, vreau să salut. Domnul Igor Munteanu, șeful tatălui meu și mulți membri din diaspora. Dar înainte să lansăm oficial evenimentul, aș vrea să vă ridicați pentru a asculta imnul Republicii Moldova. Thank you.
prezint, pentru că în cazul în care nu ați avut oportunitatea, nu am avut oportunitatea să ne vedem și să discutăm, eu sunt Iana Stanțieru, candidata pe lista platformei DAE pentru diaspora. Sunt în diaspora de 21 de ani. Am plecat la vârsta de 15 ani. Am plecat în România, mi-am făcut studiile de liceu și o parte de studii în facultate în România, apoi am locuit în Slovenia, m-am mutat în Belgia după, Singapore, Franța, Belgia înapoi, Statele Unite, China, Luxemburg pe undeva am pierdut și acum sunt pregătită să mă întorc în țară pentru că este timpul să facem ceva și sunt foarte mândră să fiu alături de platforma ta în aceste alegeri și să facem cât putem de mult ca să creăm o Moldova în care să vrei să rămâi și în care să vrei să te întorci pentru cei care au trăit acasă. De asemenea, eu am trăit și viața din diaspora prin suferința, aș spunea mamei mele, care a plecat la fel când aveam eu 15 ani ca să muncească în Italia, ca să mă poată susține la studii. Deci, sunt cea care a trăit diaspora, viața din diaspora și a ști atât ce este dorul de casă, care sunt problemele diasporei, dar acum avem și soluții. Și sunt foarte bucuroasă astăzi să vă împart cu voi un pic mai târziu strategia pe care o avem pentru diaspora. Dar înainte de asta o să-l invit pe domnul Andrei Năstase să ne povestească un pic despre strategie și despre drumul faptelor bune care l-am avut în diaspora, după care o să vă prezint eu strategia și prioritățile pe care le avem. Domnul Igor Munteanu o să ne spună despre experiența dumnealui în Statele Unite și inițiativele pe care le-a avut acolo ca să creeze grupul diasporei din Statele Unite și după aceea o să invit bravii noștri reprezentanți ai diasporei din atâtea țări să ne împărtășească un pic experiența lor și gândurile lor despre revenitul acasă sau experiențele lor din străinătate. Acum aș vrea să-l invit pe domnul Andrei Năstase să ne împărtășească dumneavoastră, este la fel un reprezentant al diasporei. Mulțumesc, Iana, mulțumesc, prieteni, pentru prezența la acest eveniment al nostru pe care am ținut să-l facem la capătul acestei minunate vizite pe care am avut-o împreună cu Iana Stanțieru, împreună cu colegul nostru, Gheorghe Pedic, în comunitatea europeană și cu gândul și prin rețele de socializare am ajuns și peste ocean, am ajuns și în alte locuri ale lumii. Mă bucur să văd aici, alături de noi, atât pe Vyacheslav, care vine din Rusia, sau Nina, care vine din Italia, sau Pavel, care vine din Israel. Valeriu din Israel, să facem de salutări. Doamna Silvia Cucu, care este dânsul care vine din Irlanda. Andrei Dânga. Este acum cunoscut deja pentru tot ce a făcut în străinătate, dar mai pentru ce a făcut în țara noastră și pentru membru care vine la Paris și care a avut grijă noastră atunci când am mers la Paris, ne-a dus la cele două biserici, una românească, una la fel de românească, dar ținând de Metropolia Moldovei, ca mai apoi să mergem și la Monumentul Ierinescu, să mergem în parc, acolo înainte de noi fusese o furtună. Dar noi, cum suntem născuți în furtună, vom fi. Va dura ceva timp până când ne vom, cum se zice, izbăvirul, da? Sau ceva de genul. Bun, prieteni, dar pe lângă cei care au încătut în aceste totori aici în față, mă bucur să văd acolo diaspora israeliană, pe care haideți să sperăm să o salutăm, diaspora italiană, pe care la fel să o salutăm, franceză, irlandeză. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi și mă gândeam ce ar mai fi de spus după tot ce am făcut noi în această perioadă pentru noi toți. Să nu credeți că atunci când ne batem pentru drepturile de a vota și de a fi ales
al celor care se află în diaspora, înseamnă că ne batem pentru drepturile lor. Nu, ne batem pentru democrație întâi de toate, ne batem pentru un stat de drept, pentru supremația legii. Ne batem pentru ca odată și odată în Republica Moldova să fie pus începutul unei adevărate schimbări. Dar am zis să ies în fața dumneavoastră și mi-am pus o întrebare și vă rog să vă puneți și dumneavoastră. Ne-am obișnuit cu cuvântul diaspora, nu-i așa? Toată lumea s-a obișnuit cu cuvântul diaspora. Eu am pe mine, mi-am pus întrebarea, de unde vine acest cuvânt? Ce ar însemna acest cuvânt? Și trebuie să vă spun că a fost puțin surprins. Cunoșteam că vine din franceză, că în limba română a fost introdus acest cuvânt, că a venit cumva din franceză, doar că se trage din altă parte. Și ca să nu greșesc cumva, am să vă rog să mă îngăduiți să vă spun ce înseamnă diaspora. Am căutat și eu pe internet, așa cum fiecare dintre dumneavoastră vă căutați acum și cei care vă probabil care îmi privesc la fel și cu problema ce-o fi însemnând diaspora. Iar diaspora are originea ca termen, așa, puțin sunt cei care știu că la bază diaspora desemnează totalitatea comunităților evreiești dispersate și stabilite ulterior în afara Palestinei după distrugerea Ierusalimului și alungarea populației de către Nabucodonosor, al doilea regele Babilonului. Astăzi, prin extensie, termenul pricina desemnează orice grup etnic aflat în afara tranților țării de origine. Iată că poate Republica Moldova nici nu-i distrusă, nici nu-i dărâmată încă, dar noi cu toții am fost nevoiți, la un moment, din cauze poate diferite, dar până la urmă, având aceeași rădăcină, să plecăm peste hotare personal sau împreună cu familiile noastre. Iar asta ție o spunea că fac și eu parte dintr-o diaspora. Fac parte nici mai mult, nici mai puțin, vreo 9 ani de zile, ea. Vreo 9 ani. Fiecare dintre dumneavoastră, la fel, aveți, nu știu, 9, 10? 12. Iată, deci să spală mă puse are 12. Doamna Nina? 11. Pare 5. Doamna Sintre? 18. Andrei? 15. Pietre? Ei, și o viață de om, cât ne dorim noi? Cu toții ne dorim să avem o viață mai lungă, dar uitați-vă că avem de 15 ani departe din mormintele noastre, al noștri, departe de țara, de pământul pe unde ne-am născut. De asta, e greu să vorbești despre diaspora, e greu să vorbești despre cei care sunt departe de pământul noastră și ceea ce ne dorim noi cu toții este ca odată și odată să schimbăm lucrurile în țară, astfel încât să nu se mai întâmple ca după 12 ani, cum se întâmplă în cazul de Vecislav, a mers în Rusia. Și Vecislav îmi spune, l-am întrebat acum înainte de a începe evenimentul nostru, cum ai găsit Republica Moldova? S-a întors acasă, de curând, cred că are 3 săptămâni, am văzut că întâmplătorul distribuiam ziare și am întâlnit întâmplătorul cu Vecislav în oraș. Și l-am întâlnit, cum te-ai acomodat? Să spune, dom'le, avem o problemă, avem o gravă problemă aici în Republica Moldova. Și ne spune unul care vine din Rusia, rețineți. Acea gravă problemă ține și din mentalitate. Ca să nu vă mai spun istorioare pe care le-am discutat și le-am împărtășit cu fiecare dintre dumneavoastră, este foarte grav ce se întâmplă ca niște oameni care au contribuit de-a lungul timpului la edificarea statului Republica Moldova, la menținerea acestui apeline de Turchire, la contribuții esențiale, ceea ce privește bugetul anual al statului, ca iată într-o bună zi să fie neîndreptățiți și să fie interziști în ceea ce înseamnă dreptul lor la lege. Platforma de Dreptate și Adevăr și în acest moment se bate pentru mai multe secții de votare în străinătate. Astăzi mi-a scris o doamnă din Grecia, acolo erau 2 secții de votare. Astăzi este informat că va fi doar o secție de votare. Rețineți, doar o secție de votare la Atena și aceea la consulat sau ambasadă, nu mai știu exact. Este nedreptate ce se întâmplă prietenilor noștri din străinătate, dar noi ne vom bate până la capăt. Și aceste victorii ale noastre, unii mai mici, alte mai mari, dar ele trebuie să pună temelia unor alegeri corecte, dacă nu în prezent, măcar în viitor.
cu acest prilej, permiteți-mi și am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să o salutăm și să transmitem multă sănătate, pentru că este ziua apărătorului drepturilor omului, este ziua avocatului platformei de unitate și adevăr al diasporei, Ioan Botnarenko. Haideți să punem împreună la mulțea. Ioan Botnarenko s-a bătut alături de mine, alături de Biru Cângău, noi împreună cu el ne-am bătut pentru drepturile diasporei și am obținut acea decizie până la Curtea Supremă de Justiție, în care era obligat Comisia Electorală Centrală să deschidă numai puțin de 190 de secții de votare. Și acest lucru datorită și adresării noastre la Curtea Constituțională, prin Ion Botnarenko, prin Vinu Tângău, astfel încât Curtea Constituțională a făcut lumină odată și pentru totdeauna cu privire la deschiderea secțiilor de votare în străinătate, dar și în Transnistria. Astfel încât termenul de 35 zile nu mai este unul de vedere, pe de parte, și doi, în teritoriile ocupate este ilegal, este neconstituțional să poți deschizi sau să deschizi secții de votare. Iată două victorii esențiale ale platformei de unitate și adevăr în contextul electoral. Și acum am să trec încet la unica strategie, un fapt, ca să vezi, un fapt descoperit de către Ian Stanțieru, care s-a întors din străinătate, s-a întors acasă și a constatat unicul partid care are o strategie mai veche, adevărat, de la începutul partidului, în 2015, atunci când ne-am creat, unicul partid care are o strategie pentru diaspora noastră este platforma de unitate și adevăr. Este și restul un adevăr, la fel ca și adevărul despre cele 193 de inițiative legislative, cel mai mult din Parlamentul Republicii Moldova și haideți să aplaudăm fracțiunea platformei la Parlamentul Republicii. La fel cum adevărat este că platforma ta a avut în Parlamentul Republicii Moldova președinția la 5 comisii de anchetă, toate duse la bun sfârșit. Și pentru asta merită. Platforma ta este cea care a făcut ca toate comunitățile noastre, indiferent de culoarea politică a primarilor, să primească numai puțin decât 700 de milioane de lei doar în anul care a venit. Iar pentru ce unii fură banii de la oameni, platforma ta dă, îi aduce acești bani pentru infrastructură locală, pentru apă, pentru canalizare, pentru iluminat public, pentru reparații de edificii de ordine cultural sau social. Și sunt atâtea și atâtea lucruri foarte și foarte bune făcute de platforma ta și dintre ele o strategie, eu zic, foarte bine elaborată și una, dacă vreți, consolidată prin venirea alături de noi al lui Ian Stanțieru, al lui Andrei Dânga și a dumneavoastră, de la cine ne-am inspirat în ceea ce înseamnă strategia platformei de unitate și adevăr pentru diaspora, care va fi prezentată ceva mai încolo de către Ian Stanțieru. În această strategie se regăsesc și propunerile celor din Franța, a celor din Irlanda, celor din Italia, din Israel, din Rusia, a întregii noastre diaspore, peste tot unde am fost, noi am lansat această inițiativă de, nu știu cum mi-a spus Iana, de un proces decizional participativ. Și iată că oamenii noștri din diaspora au venit mai multe propuneri, fie când au transmis pe internet, fie când au transmis la Verona, la Milano, la Padova, Vicența, Brescia sau Barcelona, la Paris sau Frankfurt, acolo ne-am început, cum să spunem noi, drumul faptelor bune. Sau la Bruxelles, acolo ne-a fost continuat. Apropo, Ian Stanțieru a avut o bună întâlnire cu un grup de conaționale noștri care lucrează la Comisia Europeană, la Parlamentul European, în toate instituțiile de la Bruxelles, de unde s-a inspirat și ar fi trebuit și acolo să avem o întâlnire foarte importantă cu cei din Portugal, parcă nu? Dar o să facem și cu parcurs, pentru că nimic nu este perfect în lumea asta, totul poate fi supus perfecțiunii, așa că noi vom face acest lucru și pe viitor.
Vreau să felicit pe Iana, vreau să felicit pe Andrei, pe toți noi să ne felicităm pentru această strategie care așteaptă să fie implementată și pentru acest lucru, bineînțeles, că e nevoie de voturile a câtor mai mulți moldoveni de acasă și din străinătate, astfel încât să ducem la nostru și cele începute și să începem alte proiecte vizând bunăstare, vizând dreptatea la noi acasă, dar și a celor care sunt în străinătate și care își pun problema revenirii acasă, asta ar fi o primă opțiune, iar când vorbim să revenirea acasă, înseamnă să punem la dispoziție celor care doresc să vină acasă mai multe facilități, fie că este vorba de facilități fiscale, facilități vamale, oamenii să nu mai fie supuși la costuri suplimentare după ce 15-20 de ani au contribuit la creșterea economică a Republicii Moldova și atât când se întorc acasă și aduc o mașină, spre exemplu, eu trebuie neapărat să fie jertfănit la vamă, am dat doar un singur exemplu. Pe de altă parte, și aici este cea de-a doua dimensiune a strategiei elaborate de Platforma de Unitate și Adevăr, trebuie să găsim cele mai bune mijloace, pârghii de ajutorare a celor aflați în străinătate, a celor aflați în diaspora, de a-și dezvolta cultural, identitar, lingvistic, copiii, viitoarele generații. Am fost împreună cu Iana Stanțielu în mai multe locuri din Europa, dar ceea ce ne-a surprins a fost ceea ce am văzut la Paris. Într-o biserică, la capătul slujbei, după o predică foarte și foarte frumoasă a părintelui Andrei de la Paris, căruia i-am spus câteva cuvinte calde și după care am zis că mă voi inspira și în continuare, am văzut acolo niște copii. Niște copii care au luat cuvântul, care au cântat, care au recitat. Și am observat că încă de timpuriu am avut un pic de altfel de accent. Unul mai franțuzesc, unul mai străin, dacă vreți. Și aici cred că ar trebui să punem numărul, să beneficiem, dacă vreți, să profităm, în sensul frumos al cuvântului, să profităm și de faptul că diaspora noastră nu se reduce doar la populația care a plecat de Republica Moldova. Avem o numeroasă diaspora românească, care se află și la Paris, și la Roma, și la Brescia, și la Verona, și la Milano, și așa mai departe. Avem instituții române cu reprezentanță în străinătate, Institutul Cultural Român, care ar putea fi implicat în acest proces. Am putea să avem la nivel diplomatic, mai multă cooperare, poate că este domeniul despre care o să vorbească mai mult domnului Gormuteanu. Deci, se pot face atâtea și atâtea lucruri, e nevoie, unu, de voință politică, și doi, dependența puterii. Orice am spune, o să mai auziți pe rețelele de socializare, ăștia își doresc neapărat puterea. Este adevărat. Platforma de Unitate și Adevăr își dorește puterea. Nu pentru ei, ci pentru oameni. Așa am funcționat de-a lungul timpului. Ori de câte ori am avut posibilitatea, la nivel local, într-o comună, într-un orășel, la nivelul municipiului Chișinău sau în Parlamentul Republicii Moldova, ne-am aflat de fiecare dată în slujba cetățeanului și niciodată invers. Niciodată nu ne-am pus cetățeanul în slujba noastră, așa cum s-a întâmplat parcursul 30 de ani de zile. Și asta vom face de acum încolo, dar pentru acest lucru avem nevoie de suportul celor de acasă și a celor din diaspora și mesajul meu, îndemnul meu este de a ne determina reciproc să ieșim tot mai mult și mai mulți la vot în data de 11 iulie, să le demonstrăm celor care s-au pus pe fapte rele, au gânduri rele, că nu pot ei fura cât putem noi vota. Vă încurajez să facem acest lucru, să ieșim cu toții la vot și pe data de 12 iulie să ne regăsim cu toții în Parlamentul Republicii Moldova, să facem acolo o majoritate pro-europeană, o majoritate reformatoare, împreună cu colegii noștri dintr-un partid, membru și el al Partidului Popular European,
să nu admitem și ne adresez întâi de toate diasporii noastre. Fraților, haideți să nu admitem ca în viitorul Parlament, indivizi certați cu legea, cu bunul simț, cum este Usate, cum este Șor, cum este Dodon, cum este Platon, cum este Platotub din spatele tuturor acestora, să nu aibă și căutat. Haideți să facem ca în viitorul Parlament modele ca modele de deputat, ca Tinu Trungău, Inga Grigoriu, Igor Munteanu, Alexandru Scusa, Kirill Botsman și alții, Spila Macari, Maria Ciobanu, Vasile Năstase. Nu vreau să vedem toți în revistă, dar asemenea, oamenii trebuie să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova. Și să nu vă mai uitați la cei care împart șansele de la piață, de la colțurile de stradă sau de la piața centrală. Șansele nu se împart, șansele se acordă. Cum? Prin vot. Simplu. Mergem la vot și dăm acestei doamne frumoase, deștepte, care reprezintă diaspora noastră, Iana Stanțierul, îi dăm șansa să-și pună în aplicare, să pună în aplicare strategia Platformei Identitate și Adevăr pentru diaspora noastră. Vă mulțumesc și vă urez tuturor succesul în viața noastră și mai ales în doamna pentru că vreau să mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă spun câteva momente din pe drumul faptelor bune, din spatele scenei, doar foarte puțin. L-am cunoscut pe domnul Năstase mai bine atunci când călătorești cu cineva 10 zile, cunoști persoana care se află în spatele imaginii pe care o ai. Și vreau să vă spun că am fost foarte plăcut surprinsă de omul care se află în spatele numelui Andrei Năstase. Deci, a fost un companion de călătorie absolut minunat. Deci avea grijă de tot ce se întâmpla. Deci dumnealui știa cât zburăm, unde zburăm, să ne ajute cu valizele. Deci, vă spun, am rămas atât de surprinsă, plăcut. Eu aveam oricum o imagine foarte bună, dar acest drum al faptelor bune, și probabil ați văzut și video din spatele scenei care l-am făcut, mi-a demonstrat și mi-a confirmat imaginea pe care o aveam pentru domnul Năstase, un om cu suflet bun, un om care este de ajutor, un om corect. Și vreau să vă spun un simplu exemplu. Eram pe drum de la Bruxelles spre Paris. Era 5 dimineața, nu știu, 5 dimineața cred că era. Și la un moment dat era o mașină care, probabil domnul care era, conducea mașina, era în stare de ebrietate și cu ușa deschisă. Și domnul Năstase, cu toate că nu ne afecta pe noi de absolut deloc faptul că am trecut pe lângă mașină, domnul Năstase îmi spune, Iana, te rog, sună la poliție, că poate pune pe cineva în pericol. Deci domnul Năstase avea pe grijă și de cetățenii belgeni care ar fi putut, sau francezi care ar fi putut fi pe drum. Deci, vă rog să aplaudați. Și aș vrea să mulțumesc diasporei care și membrilor care ne-au așteptat. Atât de cald, deci am fost în toate orașele, am fost în 6 țări și în 15 orașe în acest drum al faptelor bune. Am fost primiți atât de cald și vă spun, nu știu, eu fiind, probabil fiind atât din realitate, pe mine mă afectează un pic mai mult când văd că cineva chiar te așteaptă cu căldură. Și vreau să le mulțumesc pentru primirea caldă, pentru speranțele pe care le-au, pentru ideile care le-au avut, și pentru strategia noastră. A, vedeți? Am încercat toate mijloacele de transport, cum v-am spus. Și aș vrea să mulțumesc de asemenea Mariței, fata mare, care s-a ocupat de toată organizația. Te-mi spune și cu suflet că-i păcat. Care cer votul celor din diaspora, trebuie să fiți strategii solide în afară de platforma, da, pe diaspora.
Și am fost surprinsă, dar mai puțin plăcut surprinsă, de fapt că nu exista nici o strategie în afară de biroul nostru pentru relațiile cu diaspora, care, mă rog, este o instituție de stat. Și atunci am contactat colegii mei de la Consiliul Europei, Uniunea Europeană, colegii mei din diaspora, cei care lucrează la ONG-uri care fac strategii pentru diaspora și am creat această strategie. Și cum spunea și domnul Anastasie, probabil pentru prima oară, cum aș spune, în Republica Moldova, când se face o decizie sau se ia, se face o strategie pentru un anumit grup de oameni, dar e implicat și grupul respectiv. Deci, noi am făcut un document deschis. Și toate ideile care le-am adunat la dumneavoastră, cei care sunteți aici, deja le cunosc și domnul Pietru, care ne-am întâlnit la Paris, și toți cei care ne-am întâlnit, aveau idei, propuneri. Și atunci ne-am adăugat la strategia asta. Strategia va rămâne deschisă până începem să o implementăm. Deci dacă mai aveți idei, sugestii, doleanțe sau idei de proiecte, sunt binevenite și asta o să rămână, aș spune, nu numai până începem să o implementăm. Acest dialog cu diaspora va rămâne activ și vrem să rămânem, să avem acest dialog ca să auzim în continuare care sunt problemele cu care se confruntă diaspora noastră și de asemenea să găsim soluții împreună. Și aș vrea să vă împart cu dumneavoastră, este un document un pic mai elaborat, deci nu o să vă citesc cele, nu știu, 15 pagini care le avem, dar o să vă spun câteva cuvinte despre strategie. Dacă mergi la următorul slide. Deci obiectivele principale sunt axate, de fapt, pe patru obiective. Dar mai întâi, cum a spus și domnul Stase, noi ne-am axat pe două grupuri din celor din diaspora. Cei care vor să se întoarcă acasă și cei care nu vor, care și-au stabilit o viață în străinătate și vor să rămână acolo, dar vor să rămână conectați cu cei de acasă. Deci noi mergem în două direcții. Și anume, obiectivele sunt, în primul rând, cum implicăm diaspora de dezvoltarea economiei țării, cum păstrăm acele valori culturale și promovăm acele legături și acest spirit de apartenență a diasporei, cum ar putea să vedeți, de exemplu, limba și să vă spun mai multe, cum implicăm diaspora în viața politică, da? Totuși, suntem peste 30% și este o diasporă tânără. Suntem de cel mult 30 de ani plecați. Deci nu putem să ignorăm și să spunem că suntem un electorat paralel. Suntem parte și suntem parte din această societate. Și al patrulea obiectiv este cum reintegrăm diaspora care vrea să se întoarcă acasă, dar cum ajutăm diaspora noastră care este în străinătate și vrea să rămână acolo, să se integreze în țara în care se află. Deci dacă, și aș vrea să dau câteva date, deci datele în legătură cu diaspora variază, pentru că unii spun că sunt 25%, alții spun că sunt 30%, deci suntem mulți și contăm. Pentru că facem parte din această societate, dar noi, de asemenea, contăm când este vorba de contribuția noastră la economie. Deci, nu știu dacă cunoașteți, dar 15% din produsul intern brut al Republicii Moldova vin din banii care trimiteți dumneavoastră acasă, care muncesc din greu. Și noi considerăm că este necesar ca diaspora să aibă o voce. Deci nu putem contribui la economia țării, nu putem contribui la dezvoltarea țării fără să ne permită măcar să votăm. Dar asta o să revin un pic mai târziu. Dacă mergi la următorul, aș vrea să menționez câteva puncte, nu? Din punct de vedere economic, care sunt propunerile noastre pentru cei care vor să se întoarcă acasă și vor să se investească, de exemplu, în Republica Moldova. De ce nu dăm un leu investit de membrii diasporei, un bani care a fost muncit în realitate, ce nu ajută și statul cu 2 lei. Astfel, probabilitatea, adică riscul este mult mai mic pentru cei care vin și pot să-și dezvolte mai multe business-uri. De exemplu, ar putea crea și mai multe lucruri de muncă pentru ceilalți. Deci este o dezvoltare, nu atât a întoarce în diaspora, dar este o dezvoltare și pe plan local. De exemplu, aș vrea să mai menționez, pentru cei care întorc de asemenea acasă și vor să deschidă o afacere și n-au făcut asta înainte. De ce nu creăm cursuri pentru ei? Sau pași? Ce ar trebui să faceți să deschideți o afacere? Și nu trebuie să fie o afacere de milioane, miliarde. Poate să fie un magazin mix care vreți să deschideți în sat. Sau să vreți să vă implicați în agricultură. Este Andrei Dinca care a venit și a investit în Republica Moldova. Deci nu, la moment, foarte puțin
instituțiile oportunități de a ajuta pe cei care sunt părinte diasporă, cu sfaturi, cu sugestii, cu așa concret ce ar putea să facă. Dacă mergi mai departe, aici o să mă acces mai puțin, pentru că deja domnul Andrei a menționat cum am putea răspunde. Una dintre problemele care au fost menționate în diaspora a fost învățarea limbii române. Deci, pentru că numai copiii, de generația noastră nu mai știe limba română care au plecat. Asta nu se uită. Dacă ești născut cu limba română, cu limba natală, nu mai poți, maternă, nu mai poți să uiți. Dar următoarea generație, nu mai vorbesc de 2-3 generații, nu o să mai vorbească limba română, pentru că nu mai sunt cursuri, nu mai sunt. De ce n-am putea face parteneriat cu Institutul Cultural Român? Sau sunt profesorii de-ale noastre care lucrează în străinătate sau profesori care sunt de limba română și scriem cursuri și aceleași cursuri online. Toți ne-am obișnuit cu cursuri online acum. Nu pot fi organizat chiar și aici. Nu trebuie neapărat să fie cineva în țările cum înseamnă, eu avem o deasă mai mic sau nu există cu centru cultural român. Bineînțeles, am dus și promovarea artei, dar asta este o pasiunea mea și acum cei ce lipsește și nu știu dacă ați observat, sunt atâți artiști de noștri în diaspora care nu au, care merg acolo la muncile și care nu sunt promovați. Am putea să lucrăm și cu partea asta și asta o fac în 2014 și propun și în Parlamentul Republicii Moldova să continuăm cu proiectele de artă pe care le avem și pentru cultură. Cum am spus, suntem peste, eu aș spune că suntem peste 30%. Din populația țării care suntem plecați. Contribuim cu 15% din produsul intern brut. Ce să nu avem șococi în Parlament? Să fie un anumit cotul, un anumit număr de locuri care se acordă de diaspora. Să nu-i mai spună nimeni că nu știm ce se întâmplă. Știm ce se întâmplă în Moldova, pentru că avem rudii, noi n-am plecat de tot, avem rudii, avem părinți, avem frați, avem surori, avem copii care sunt încă aici și nu ne pasă. Și un alt punct care este foarte sensibil acum este dreptul la vot. Și probabil toți ați fost mișcați de această decizie a Comisiei Electorale Centrale de a deschide doar un număr limitat de secții de vot. Noi sugerăm ca votul să se facă și vot electronic și să se facă și prin poștă. Și știu că o să spună mulți, dar votul electronic poate fi corupt. În sate și nu numai în sate, se corupe votul și votul normal. Deci eu cred că putem controla mai mult, mai ales dacă implicăm experți sau ONG-uri internaționale care să monitorizeze votul electronic, să fie mai corect de ce se întâmplă la noi la sate. Și nu o să vedeți cu exemple ce se întâmplă și cum se falsifică voturile la noi Republica Moldova. Și de asemenea, cum ar fi colegul nostru din Israel, acolo duminica se lucrează. Deci n-am avea două zile de vot pentru cei din diaspora, poate ei nu pot să meargă la vot duminică. Sau sunt atâtea doamne care din Italia sau le-au spus că ei lucrează duminica. De ce să le oferim să meargă număr mai mare la vot, să le oferim două zile? Deci acestea sunt în mare parte și dacă mergi la următorul slide, Marița. Ai schimbat deja. Foarte rapid, întoarcerea diaspora acasă și ce putem să facem. În primul rând, am putea crea oportunități de reîntoarce temporară, pentru că noi spunem că valorizarea diasporei, sunt atâtea cunoștințe în diasporă, dar cum valorizăm, valorificăm noi cei cunoștințele diasporei? Am putea face proiecte și am putea publica aceste proiecte ca cei membri din diaspora să vină să ne ajute. Nu trebuie să se întoarcă complet în țară, dar am putea să ne ajute pe anumite proiecte sau anumite inițiative pe care le avem. De asemenea, facilitățile vamale, cum a menționat și domnul Năstase, digitalizarea serviciilor consulare. În primul rând, că unii dintre moldovenii noștri se află la distanții foarte mari de consulatele noastre, plus sunt de multe ori și nu răspund de nimeni. Asta este, pentru că nu avem suficient oameni și în consulate și așa mai departe. De ce nu putem să digitalizăm? Poate asta reduce și costurile. Una dintre problemele care au fost menționate pe drumul faptelor bune a fost faptul că aceste servicii pașapoarte, toate actele care se eliberează de consulate sunt la prețuri duble sau triple față de prețurile României. De ce avem așa prețuri mari? Pentru acte simple, omul trăiește din străinătate, nu poate să vină acasă și să facă actele acasă. De ce trebuie să plătească 169 de euro pentru pașaport sau pentru costul el? Peste 100 de euro, sigur.
Deci asta ar fi și, bineînțeles, condiții de muncă favorabile, să se încheie acorduri bilaterale cu statele care rezidesc moldovenii, să aibă contracte de muncă, să nu să aibă condiții de muncă decente. Și ce o să facem după asta? Pașii următori, în primul rând, această strategie o să... Adică, pentru mine, eu, fiind de diaspora, eu trăiesc prin diaspora și, în primul rând, o să găsim toți partenerii cum să implementăm această strategie. Avem și inițiative legislative, bazate pe anumite prevederi din diaspora. Doi, o să avem ceea ce îmi propun și vă promit solemn. Nu o să venim doar la lege, cum fac mulți din colegii noștri. Eu vreau să păstrez această legătură cu diaspora și să-i vedem mai des. Fie că la jumătate de an, fie că la trenul, fie la diaspora din țările mai departe, fie odată pe an. Dar să păstrăm aceste legături ca să aflăm care sunt problemele cu care se confruntă diaspora. Dar în același timp să informăm diaspora. Ce se întâmplă în țară? Ce facem noi pentru diaspora? Care sunt oportunitățile? Care se cunoaște mai bine diaspora noastră? Pentru că diaspora noastră e informală, este o diaspora tânără și informare. Și atunci putem să facem și aceeași strategie împreună. Bineînțeles, am vrea să continuăm parteneriatul cu Ministerul de Externe, de exemplu, cu bunătățirea serviciilor consulare, să vedem ce se poate face cu aceeași digitalizare, și parteneriatul cu biroul pentru relații cu diaspora. Pentru că biroul se axează pe anumite aspecte ale relațiilor cu diaspora, ce propunem noi sunt altele. Dar la ce țin cel mai mult e acest dialog continuu cu diaspora, nu doar o dată la 4 ani, când se aleg Parlamentul, ci să mergem și să vedem care sunt problemele diasporei, să vedem care sunt soluțiile pentru această diasporă. Cam acesta este, deci vă spuneți un document deschis, dacă mai aveți idei, sugestii, cu mare drag, le adăugăm la această strategie. Și acum aș vrea să îl invit pe domnul Igor Munteanu. Mulțumesc frumos, stimați colegi. Sunt emoționat de faptul că avem un asemenea eveniment astăzi, când ne aduce nu numai aminte despre cei care reprezintă diaspora noastră actuală, formală, așa cum spuneam, Iana, diaspora noastră e ca un vin tânăr, care încă fierbe și din care poți face cele mai frumoase și mai plăcute arome. Dacă ai grijă, dacă ai o strategie și dacă investești suflet în dezvoltarea acestui fenomen atât de important pentru Republica Moldova, o diasporă care are vocație globală, vreau să vă spun, pentru că centura chiar un banc printre moldovenii noștri din Statele Unite zicea, când vreau să vorbim despre Moldova, cum este Moldova, ziceam, iată, aici e pe hartă, dar acolo e doar oficiu, restul moldovenii sunt de toată lumea. Dar vreau să vă spun că să vorbesc despre diaspora din Canada și Statele Unite nu este o sarcină deloc ușoară. Pentru că această diaspora are o vocație de a se stabili pe termen lung acolo și în același timp fără ca să renunțe la visul de a reveni acasă și de a fi conectat la procese decizionale și administrative și politice din Republica Moldova. Am avut o experiență extraordinară în calitate de ambasador a Republicii Moldova la Washington DC, pentru că am avut oameni extrem de sensibili. Noi, vreau să spun că avem o comunitate mare, importantă și vigoroasă, împreună în Washington DC. Este vorba de Veronica Bacalo, este vorba de Silvia Păgânu, este vorba de Lilia Purunciu, economiști primă mărime, care sunt și la Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială, și care de fiecare dată dădeau într-un fel tonul în reorientarea unor direcții din politică acestor organizații spre Republica Moldova. De exemplu, toată lumea își aduce aminte de telefoanele matinale a domnului Arcadi Capcele de la Banca Mondială, care la un moment dat, la ora 7 dimineață, toată lumea l-auzea la Banca Mondială, zicea, dar popușoi e ce e prășită, nu e prășită acasă. Și sigur că asta toată lumea înțelegea că el cu sufletul într-o fel la acasă, la familia lui și așa mai departe. Dincolo de asta, însă, în Statele Unite avem o comunitate extraordinară de oameni, de profesori universitari. La George Mason, la George Universe, la George Town Universe, la
Illinois University of Technology, la Igor Cialenko. Sunt matematicieni de primă mărime. Și aici aș vrea să adaug un element foarte important al strategiei pe care a prezentat-o Iana Sanțieră. Probabil că un element pilon care ar putea să întărească comunitățile diasporale este punerea pe plan a personalităților cu care te asociezi. A unor persoane care s-au remarcat și și-au făcut un statut, un nume. Întotdeauna diasporele vor fi mai puternice când pui în prim plan niște oameni care și-au făcut un nume. Ce am făcut în Statele Unite? Am lansat un format de cooperare și de promovare care se numește Convenția Mondo-Americană. La început a părut ca o abstracțiune, ca o idee, ca o fantasmă. Pentru că toată lumea zicea, cum moldovenii să aibă Mondo-American Convention în Statele Unite? Armenii abia aș făcut să rămână de mult. Polonezii aveau mai mult timp în urmă, dar oricum este un format foarte sofisticat. Pentru că acest format îți ajută nu doar să consolidezi diaspora, dar și să ai un instrument de dialog politic cu establishmentul american. Adică te duci la Congresul American și spun, eu te votez. Tu trebuie să iei atenție la ce face statul american în privința moldovenilor. Și în felul ăsta am ființat împreună cu oameni ca Elena Trebelin, care reprezintă și Moldova Aid Foundation. Și cu Lilian Gaicu, este o persoană extraordinară din Chicago, care în acest moment gestionează o companie cu vreo 400 de automobile, de tractor, de transport. Și care primul lucru care a făcut, o dat de lucru moldovenilor care au venit în Statele Unite și care s-au apropiat de Chicago. În acest moment sunt vreo 25 sau peste 25.000 de moldoveni care lucrează în calitate, mă rog, șoferi sau în logistică, în hub-ul de logistică al lui Lilian Gaicu și în alte companii. Și evident și-a așezat familia. Este foarte important să vizeze pe oameni antreprenoriali, cu spirit de inițiativă, care dau tonul la formarea diasporei. Un alt element foarte important pentru orice strategie care poate să dureze este exact fotografia pe care aveți în fața ochilor. Minunatele noastre comunități se întăresc prin comuniunea cu biserica. În Statele Unite există o combinație foarte interesantă de biserici ortodoxe, creștini ortodoxe, dar și biserici protestante. Asta este biserica Bethel din Raleigh, din Carolina de Nord. Și să știți că de fiecare dată am găsit două lucruri extraordinare. Deschidere nemaipomenită față de țară, față de casă și o sete de continuitate. Aceste biserici, Bethel din Raleigh, are școli dominicale în care se învață limba română. Toată lumea vorbește engleză, normal, pentru că societatea, într-un fel, internalizează și integrează moldovenii noștri peste toată lumea. Dar biserica creează un lăcaș, un sălaș, unde oamenii găsesc confortul lingvistic, cultural și în care, dincolo de asta, biserica găsește și instrumente de a integra social și economic. În afară de biserică Bethel, din Raleigh, avem o biserică extraordinară la Tampa Bay, în Florida, avem o biserică în Silver Springs, în Massachusetts, avem o biserică extraordinară la Sacramento, sunt vreo 3 biserici moldovenești acolo, la Sacramento este o biserică în care sunt vreo 5.000 de găgăuzi și vreo 8.000 de moldoveni. Este o biserică extraordinară protestantă în Seattle, în orașul Tacoma. De asemenea, vreo 400 sau 500 de moldoveni cu toată familie. Și fiecare dată, surprinderea mea a fost cât de mult simt la faptul să aibă școală duminicală. Eu, personal, ca ambasador, evident, am dus vreo 3-4 transporturi de cărți. Pentru că asta se pune în desarme copiilor. Dar de fiecare dată s-au inspirat de la misiune, de la misiunea diplomatică și în ceea ce am reușit să facem, pentru că sunt trei în diaspora, am fost consul onorifici în orașele lor. Principala lor misiune a consulilor onorifici era să întărească instituțiile diasporale. Să ajute la organizarea de sărbători naționale, cu mărțișorul, de exemplu, Asociația Guguță din Washington DC. Întotdeauna veneam cu 30-40 copii la ambasadă, la fiecare dintre sărbători. Și, evident,
învățau pe copii cum să colinde, învățau cum să citească poezii din viitorul el. Deci o comunitate foarte vie și așa și pot să spun despre Canada. În Canada, diaspora este la fel de vigoroasă, pornind de la Montreal, de la Quebec, acolo unde, de exemplu, se așează cei mai mulți dintre moldovenii noștri atunci când ajung peste ocean, dar și în orașele Ottawa și în Toronto. Acolo unde este și doamna Gucico, dacă probabil că vă aduceți aminte de melodie și tânzi pe care le făcea pe timpul, și doamna Alain Decarno din Montreal. Toate aceste persoane nemaipomenite au găsit posibilitatea să dea vigoare, să dea suflet acestor comunități diasporale și, evident, să nu dea legătura cu casa. Pentru că, evident, asta este o fotografie de la Toronto, cu un grup de moldoveni, la sediul consulatului onorific pe care l-am deschis la Toronto, și care avea, sigur, obiceiul de a-i aduna la serate și, în același timp, de a le da, de a-i încuraja să viseze. Pentru că această strategie importantă nu este doar pentru ca să o birocratizeze statul, ci să dea posibilitate indivizilor, cetățenilor sau persoanelor cu multiple cetățenie, să se simte parte dintr-un organism mai mare, într-o comunitate națională, într-un proces într-un fel în care se le exprime năzuințele lor. Și cei din Toronto, pe lângă faptul că s-au integrat de plin în societatea canadiană, își au planul lor de viață. Și această strategie, într-un fel, trebuie să-i întărească în căutarea de sine, soul searching, cum se numește, căutarea sufletului. Și, dincolo de asta, să aibă posibilitatea să rămână cu, așa cum fac armenii, așa cum fac grecii, așa cum fac comunitățile astea istorice, spunea Andrei Năstase despre faptul că cuvântul de astfel vine de la evrei, de la momentul în care au trebuit să părăsească Ierusalimul. Până la urmă, chiar dacă avem o diasporă relativ tânără, pentru că probabil are vreo 25 de ani, mai mult, trebuie să o cultivăm și trebuie să avem o responsabilitate. Iar prin acest eveniment de astăzi, cred că toată lumea înțelege că avem o responsabilitate să-i știm la nume, să-i știm în față cu oamenii care reprezintă aceste comunități și să le oferim toate instrumentul pentru ca să se simte așteptați acasă, pe ori câte ori vin, și să poată fi folositori la ceea ce ei simt că este necesar. Comunitățile din RAN, din North Carolina, din Carolina de Nord, au o misiune extraordinară prin actele de caritate. Deci, practic, în fiecare două luni de zile, un cargo cu transport vine în satele din Republica Moldova prin chetă care se face la biserică sau în afara bisericii. Din Georgia, Atlanta, până în Carolina de Nord, din Carolina de Nord până în Sacramento și California, California, cred că avem vreo 15-10.000 de moldoveni, această formă de a părtăși un ban plus pe care la tu îl ai, cei acasă care poate au o viață mai proastă, este, într-un fel, o posibilitate ca oamenii să spună tuturor, eu am un suflet mare și țin la țara mea, țin la localitățile noastre. Dar, fără de iau convenția moldo-americană despre care am vorbit, este și o formulă de a transmite un mesaj guvernelor de acasă. Noi suntem o forță. Asta spune și asta vrea să spună diaspora. Noi nu suntem un grup din moldoveni înșelați pe continente sau paralele. Trebuie să ascultați vocea noastră. Și faptul că avem peste un sfert din populația activă în străinătate, ne obligă să considerăm, să analizăm toate posibilitățile de a face vocea lor mai puternică, vocea noastră mai puternică. Poate printr-o reprezentare mai echitabilă, într-un fel cu locuri în Parlament, așa cum se face în parlamentele bicamerale. Dar, după cum vedeți, partidele deja au reacționat prin faptul că ei își extind listele să primească în familia lor persoane care pot să reprezinte, sunt personalități deosebite și probabil și-au făcut un crez de a reprezenta aceste diaspore. Nu o să închei această poveste despre Statele Unite, care este mult mai largă și mult mai frumoasă decât pot să o redau în câteva minute,
decât așa diacre ne-a spune pe platforma Demnitate și Adevăr din care sunt mândru că fac parte, are o strategie, dar are și o vocație de a adăposti cele mai frumoase idei ale diasporii într-un program de guvernare care trebuie să se întâmple. Asta înseamnă că pe 11 iulie, atunci când mergem la vot și creăm o fracțiune puternică în viitorul Parlament al Republicii Moldova, împreună cu aliații noștri traianici, noi vom avea grijă la diaspora să nu fie uitată și niciodată să nu fie mințită din politicieni sau din birocrați care uneori se gândesc numai la interesul lor. Și pentru asta este important acest eveniment frumos pentru care mulțumim Iane și mulțumim tuturor celor prezenți la acest eveniment pentru că el contează pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru ceea ce trebuie să facem. Sănătate foarte multă, prosperitate vă doresc și să avem o acțiune comună de solidarizare în următoarele zile pentru ca platforma de unitate și adevăr și toți oamenii de bună credință să câștige, să aibă o victorie în aceste alegeri. Что
Nu în Moldova, e у нас тоже есть чему научиться. Я выбираю Фургунда и всех своих родственников, конечно, я так не агитирую, но убеждаю, что мы на правильном пути. Să fac o comunitate.
Chiar am înființat o organizație teritorială locală, la Florida. De atunci de când s-a născut în stradă această organizație frumoasă, eu am fost mereu cu voi. Am avut anul 2017-2018 8 bilete de avion. Nu reușeam să adun banii pentru ca să procur bilet. Mă împrumutam și vineam la orice protest. Adică cunosc durerile voastre, le-am trăit pe viu și vreau să zic că am crescut 7 generații de copii. La momentul dat, sunt și ei diaspora. Pentru mine sunt copiii mei. Mă adresez lor, în primul rând, mă adresez surorilor, nepoților, colegilor, prietenilor, tuturor, dragilor. La 1 iulie, votați cu inima. La 11 iulie, cercetare, votați cu sufletul, cu inima. Votați această echipă de oameni minunați. Eu le spun pierie politice. Votați această fată frumoasă care s-a întors acasă și se gândește la voi, la toți, la dumneavoastră. Votați echipa Faptelor Bune. E votați platforma. Diaspora de regime pentru tot ce se păgânească. Pentru noi. Într-adevăr, m-am mișcat tot ce a spus, fiindcă noi am simțit pe fața, pe pielea noastră. Eu mă numesc Andrei Pintea. Am fost și sunt deci, am fost 15 ani în Marea Britanie, muncit. Acolo m-am căsătorit, acolo mi s-a născut două petiții. Familia mea este în Marea Britanie, deci eu fac naveta. De 5 ani am început să investesc aici acasă, deci ăsta e a 6 ani, 2021. Am investit în orașul meu natal, în Șervanvod, în agricultură. Am început, deci eu am, poate sunt mai rar ca mine care au această experiență de a veni, a investi bani acasă, de a trece prin toate aceste procese economice, vreau să spun și prin am simțit nivelul corupției în instituțiile statului pe parcursul meu de a crea ceva acasă. Dar pe platforma ta mă leagă anul chiar 2015, când sunt membru, fiindcă i-am promis atunci, am venit acasă și am spus soției mele, de dragă mea, investim acasă și eu particip să facem această schimbare. Și într-adevăr, partidul platforma ta este un partid care mă reprezintă, în partid de inimă, îmi reprezintă valorile mele creștine, îmi reprezintă dragostea mea față de țară, față de tradițiile noastre. Și am simțit toată această perioadă ce înseamnă fi parte de casă. Tot ce a spus colega noastră, Iana, de strategia noastră vis-a-vis de diaspora, da, noi trebuie să creăm două fonduri importante. Deci, un fond pentru diaspora care vine acasă, deci un fond ca să se integreze, atât social cât și economic. Și la nivel economic, eu cunosc din experiență, multă lume vine, investește, da? Dar la un moment dat se împotmolește, da? Și își pierde practic afacere, banii și pleacă din Moldova și deci, fără să-și mai dorească să se întoarcă vreodată. Deci, aici, statul cred că ar trebui să creăm să spunem, garanții de stat pentru banii care investesc acest cetățeni din diaspora noștri. Deci, respectiv, dacă se investește o sumă X, statul trebuie să depună garanție pe această sumă ca să poată, s-o poată lua din bancă, fiindcă știți, de multe ori se calculează un anumit volum de investiții sau un anumit buget investițional, dar până la urmă, în Republica Moldova
calculele de pe foaie nu reprezintă, de fapt, realitatea. Și de asta mulți, practic, falimentează la jumătate de drum. Deci, acest fond de garanție va trebui cumva noi, în formă dată, să rugăm următorul parcomin, ca, într-adevăr, copiii noștri, când se întorc acasă, să aibă garanția că investiția lor sau afacerea lor va dinui. Deci va avea continuitate aici acasă. Al doilea fond, ce spuneam eu, va fi altceva. Deci este un fond pentru diaspora, fiindcă este clar, pentru diaspora care va rămâne peste pătare. Deci este clar că nu toți se vor întoarce. Deci noi avem un exemplu bun, vreau să spun, din Republica Irlanda, care din anii 70 a fost o țară destul de săracă, chiar foarte săracă, vis-a-vis de vecinii ei din Europa de Vest. Ce s-a întâmplat în Irlanda? Deci, la începutul anilor 80, o mulțime de investitori americani, din provenienții irlandeze, deci copiii celor care au plecat, au emigrat în Statele Unite, deja au devenit profesioniști, au devenit oameni mari de afaceri, au devenit industriași, banchieri și așa mai departe. Deci acești oameni, da, au comunități foarte puternice în Statele Unite și dacă nu mă greșesc, care mi se Boston este una dintre cele mai mari. Deci acești oameni, în generația a doua, a treia, s-au întors în Irlanda și au început a investi masiv. Irlanda a devenit un hub investițional cu o mulțime de companii americane. Și acum ei se laudă, într-adevăr, cu un plic pe capul locuitor pentru cei mai buni din Europa, cei mai mari din Europa, și un nivel de viață destul mare. Și se vede asta prin faptul că o mulțime de cetățeni din Republica Moldova și-au creat acolo o viață mai bună. Dacă facem o analiză comparativă, noi vedem totuși că Irlanda este foarte asemănătoare cu Republica Moldova. După suprafață, după populație, după faptul, practic, ei nu au resurse naturale. Deci, totul a făcut factorul uman. Oamenii care au plecat și copiii lor s-au întors. Deci, pentru aceasta, noi avem nevoie de acest fond care ar susține diaspora care rămâne acasă. Atât în plan de a crea festivaluri, integrare culturală, cum a spus și Ana, legat cu sănătății limba, de să fii conectați în permanență cu Republica Moldova, cu tot ce se trece aici. Fiindcă eu cred că noi deja avem prima generație care trece de 20 de ani născuți în Europa și în Statele Unite, Canada, care acum practic termină facultățile. Deci în 5-10 ani vor deveni profesioniști, vor deveni oameni de afaceri, vor deveni oameni cu experiență bogată. Și eu știu de experiența a mea, prietenul meu din Marea Britanie, care au copii în școli, moldovenii sunt, vă spune, pentru cei mai buni școli, în top. Deci, așa cum suntem noi, copiii noștri se arată că învață foarte bine în țările în care pleacă. Și au un viitor foarte bun. Și noi trebuie să mizăm enorm pe acești viitori copii care au, mă rog, nu s-au născut în Republica Moldova, dar este materialul nostru pe acolo genetic. Și noi trebuie să punem un accent enorm ca să putem să repetem istoria frumoasă a Irlandei. Vreau să salut toate diaspora de Marea Britanie, toți care mă cunosc. Pentru mine este, după România, a treia mea țară. Pentru copiii mei este prima. Și, într-adevăr, vorbind de limba română, la mine copiii, dacă mă scuz acolo, chiar au probleme cu limba română, se mai câtric, se mai dăbui, dar vorbesc. În vară, eu duc în vacanță la bunici, merg înainte, învață în fiecare vară, învață cu țin limba română, mai bine. Și rog toți prietenii, toată diaspora, într-adevăr, susțin această echipă frumoasă, platformă, da? La legea de 11 iulie. Să votăm pentru o viață mai bună la noi acasă, pentru o conexiune bună și de lungă durată cu Republica Moldova, cu țara noastră frumoasă. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați prieteni! Mă numesc Petru Bianic. Reprezint
așeze, ieșesc un mic parte pentru că încă nu sunt chiar. Mă rădăcinat acolo, am fost o perioadă în Rusia, în diaspora, apoi Ucraina, am plecat în Franța și vreau să mă mulțumesc că nici într-o țară nu mi-e bine ca la mai acasă. Cu toate că avem diferite pacientități, avem plusuri, asigurați medical, social, e bine. E foarte bine, dar ca acasă nu e bine. Odată și am luat microfonul prea mult timp și am venit să spun un foarte mare mulțumesc celor câțiva tineri din Plângău, Liviu Vovc, Inga Grigoriu, domnul Andrei Năstase și toți cei care au fost atunci în 2014-2015 alături, iarna, când s-a pus temelia platformei de invitați și adevăr. Și sunt mândru că am auzit de această... de acest grup mic de oameni care s-au ridicat contra răului. Toți dintre noi știm care rău, nu numai decât să mai pomenesc. Sincer vă spun, mi scăpă. Legăciunile lor v-am străduit permanent când era posibil să le fiu alături. Acum le sunt permanent alături din diaspora. De unde mai fost, de unde sunt. Și mulți dintre noi cunosc chestia cu diaspora, aflându-ne de parte, de părinți, de copii, de rude, prieteni. Și vreau să vă spun că nu pot uita nici acum, toate că au trecut 24 de ore la femeile copiilor mei când mă petreceam. Pentru că asta dimineață am plecat spre Paris, dar s-a întâmplat așa ca revin la noi. Am dat curs în întâlnirii doamnei Mariță Lăcamană, cum spuneți. Să fim împreună cu dumneavoastră, să-mi spun gândul și aș vrea să fac un mic apel către diaspora, către cunoscuții mei din Rusia, din Ucraina, din, acum din Franța, puțin am fost și în Italia. Dragi prieteni, stimați cunoscuți, rude, consăteni, conaționali, votați cu încredere platforma de invitați și adevăr. Noi, o mare parte din diaspora, vrem acasă. Vrem să fim alături de părinți, de copii și de voi care sunteți. Și poate mai rușiți și două. Fapta bună ne adună și cu încredere vom vota platforma ta. Și povești a oamenilor care au suferit și știu sigur, chiar dacă am trăit, poate mers la studii sau mers să lucrăm pentru companii internaționale, nu există membru de diasporei care nu a plâns și nu a fost doar de casă. Ce vreau să vă spun despre, putem să prezentăm sute și sute de pagini de strategii, dar dacă nu pui suflet în strategie și dacă nu ai trăit și nu ai suferit în străinătate, degeaba faci strategia. Și asta vreau să vă spun că această strategie e făcută cu suflet. Făcută cu suflet de colegii mei și de mine care am trăit și am mâncat pâinea străinătății și făcută cu suflet de cei care sunt în diaspora. Cei care au împărtășit cu noi idei și cei care și-au împărtășit și suferințele lor. Și aș vrea să vă spun un singur caz, o doamnă, ca și cazul doamnei Silvia, o doamnă care a fost profesoară de limba rusă. Înainte să pleci în Italia, profesoara care a trebuit să pleci pentru că avea copii.
copiii la școală, la studii. Și a fost acolo 20 de ani. Și nu vrea să se întoarcă acasă cu voi și să se întoarcă mulți din moldovenii noștri care s-au săturat să fie considerați diaspora și în străinătate. Ce facem noi cu oamenii ăștia care vor să vină și vor să mai facă ceva când se întorc, poate nu vor să se pensioneze? Haideți să creăm soluții și pentru astfel de persoane care au muncit și care poate nu mai pot, sau au fost medici care au muncit în străinătate și nu au muncit în profesia lor. Haideți să facem și cursuri de reprofilare, cursuri de reînnoire a conștiințelor, ca să integrăm și să-i vrem în primul rând acasă. Vă spun sincer, nu mai vreau să văd mamei care pleacă și nu-și văd copiii crescând. Bine, că mai există Skype, dar noi, eu suneam, vorbeam cu părinții mei o dată, la două săptămâni la telefonul din curtea școlii din România, pentru că nu erau și nu, probabil nu mai creșteam și nu mai vedeau părinții crescând. Nu mai vreau să văd familii tineri care pleacă și își lasă cuibul, pentru că nu pot avea un trai decent de Moldova. Nu mai vreau să văd oameni care muncesc din greu în străinătate și vin și vor să-și deschid un mic business și nou și mănânc sistemul. Haideți să facem o faptă bună pe 11 iulie și să votăm echipa care și cu mintea și cu sufletul vrea o strategie pentru diaspora, vrea să creezi o Moldovă în care să vrei să te întorci și o Moldovă din care să nu vrei să pleci, pentru cei care sunt. Pentru că dacă nu mai facem alegerea corectă, pe 11 iulie, lumea din diaspora o să-și pierdă speranța că mai pot veni acasă. O să-și pierdă speranța și o să nu o să avem 25 sau 30% de moldoveni plecați, o să avem 50% de moldoveni plecați. Așa că vă invit să faceți alegerea corectă pe 11 iulie, să votați platforma DA care s-a luptat pentru diaspora, care a suferit în diaspora și care o să fac tot posibilul ca să găsim soluțiile necesare pentru diaspora noastră. Vă mulțumesc tuturor celor care ne priviți și de asemenea celor care au venit tocmai din Franța special pentru acest eveniment. Și să știți că noi suntem diaspora și noi o să facem tot posibilul pentru diaspora. Mergeți la vot și vă dați.